Sunteți mai mulți ca ultima dată când ne-am întâlnit. Vă aduceți aminte atunci despre ce am vorbit? Ce să facem ca să-L aducem pe Domnul Iisus acasă? Sau în casele noastre? Am să fiu foarte scurt în ziua de astăzi. Este un program încărcat. N-am știut că este și cina și spunea fratele Daniel că faceți de două ori și mă bucur de lucrul acesta și dacă am face în fiecare zi și n-ar fi niciun păcat. Așa făceau apostolii. În fiecare zi urcau la templu. Slăvit să fie Domnul. Aha. Nu mai citesc din Iosua de la capitolul 10 până la versetul 15 pentru că timpul a trecut, dar vreau să vorbesc despre trei lucruri care noi, împreună cu Dumnezeu, din imposibil, le putem face posibil. Slăvit să fie numele Domnului. Prima dată trebuie să știm că Dumnezeu ne-a făcut lucrători împreună cu El. Dar nu că ar fi avut Dumnezeu nevoie de cornel sau de unul ca dumneavoastră. Când au populat mările și oceanele, nu au avut nevoie de nimeni. Adică din ceea ce nu exista, a spus un cuvânt și a luat ființă, slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru. Trebuie să înțelegem că cea mai mare jertfă, după ce ne-am pocăit, este ascultarea. Amin. Nimic. Nimic nu este mai mare jertfă decât ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Ei, ascultarea aceasta trebuie să ne responsabilizeze pe noi. Avem o mare responsabilitate. Primul lucru. Să te afli acolo unde te trimite Dumnezeu. Moise, după o viață pulversată în Egipt, știm cum întâmplarea și povestea, ajunge la un moment dat să ajungă în Maidan, la Ietro, să fie jinere, să căsătorește acolo și la un moment dat iese Dumnezeu, el își face multe planuri, ca oricare, după ce se căsătorește în viață, avea doi copii și la un moment dat Dumnezeu îi se arată și zice, Moise, o sosit vremea să te trimit la poporul meu în Egipt, că este timpul ca să-i scoatem de acolo. E, totdeauna noi când Dumnezeu ne trimite undeva, totdeauna băgăm de vină. Și Moise a zis, cu vorbire așa, parcă n-ar fi vrută. Pentru că este o responsabilitate unde te trimite Dumnezeu. Ai de făcut ceva. Și Moise acceptă și merge. Pentru că era anul când trebuia ca Dumnezeu să-și scoată poporul de acolo. Binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Și Moise s-a aflat în locul acesta. Sigur că, trec rapid, merge la Iona. Probabil că nu a avut Dumnezeu un alt proroc în timpul ăla, la îndemână. Iona, trebuie să mergi la Ninive. Ce face Iona? Știa o responsabilitate, dar nici nu-i prea iubea pe Ninive. Hai să fim sinceri că și noi suntem oameni și parcă câteodată avem unele repulsuri față de chiar frații noștri, din adunare sau din alte adunări. Mi-a plăcut de fratele când a spus, sunt atâtea biserici, noi suntem toți frați în Domnul, noi toți vom moșteni împreună și se poate merge. Binecuvântat să fie Domnul. Dar Iona, trebuie să mergi. Și Iona a încercat să fugă în altă parte, dar n-a putut. Până la urmă a plecat. Pentru că Dumnezeu avea în vedere. Pentru că creația lui Dumnezeu nu o abandonează. Avea în vedere în orașul Ninive erau 120.000 de oameni care nu deosebea stânga de dreapta. Adică binele de rău. Ei nu deosebeau. Și Dumnezeu, care știe viața mea, viața mea tale, firul vieții când se întrerupe, 40 de zile mai aveau timp să se întoarcă la Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a salvat pentru că ei au acceptat. Dar trebuia să fie un om care să meargă să le spună lucrul acesta. Să fie acolo unde te trimite Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să fim unii dintre aceștia. Petru. Și ăsta. Trebuie să mergi la Corneliu în casă. Doamne, dar nu-i dă neamul nostru. Cum și mă duc eu acolo? Și Dumnezeu îi se relevează că trebuie să meargă. Și arate că tot ce sfințește Dumnezeu, slăbit să fie numele Lui, nu? Și trebuia să meargă. A ajuns în casa lui Corneliu și Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni și vecinii și toți s-au pocăit și s-au întors la Domnul. Pentru că trebuia să fie cineva acolo unde le-a trimis Dumnezeu, să meargă. Avea o responsabilitate. Filip, nu, Pavel, nu ajunge degeaba în pușcărie, în butuci. Pentru că avea în vedere Dumnezeu pe temnicerul din Filip.
și pe el și pe familia lui. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și Dumnezeu a lucrat extraordinar. Filip, în Faptele Apostolului, în capitolul 16, îi spune, a venit un ministru de finanțe, om puternic, din Etiopia. Trebuie să fugi după carul ăla. Nu-i ușor să fugi. Nu știu câți ani. Poate a fost tânăr, nu ca mine. Sprinter și-a fugit. Și eu fugeam 24 din 24 când am fost tânăr. Trebuie să fugi după car. Pentru că trebuia să fie cineva acolo. Un om trimis de Dumnezeu la locul ca să-i explice. Și să înțeleagă omul acela și să nu meargă nemântuit. Să nu meargă cum a venit. Și Filip a alergat după car și i-a propăduit despre Domnul Iisus Hristos și aș fost și botezat, slăvit să fie numele Domnului. Domnul Iisus Hristos a spus, eu nu vorbesc de la mine nimic. Ce Tatăl îmi spune, eu aia vorbesc. Ce-l văd pe Tatăl că face, eu aia fac. Și a mers prin sate, prin pustiu, pe tot locul și a predicat primul lucru, Evanghelia. Și pe urmă a făcut vindecări minuni. Slăvit să fie Domnul, în veci de veci. Iosua trebuia să fie la Gabaon. Pentru că cei cinci împărați care s-au unit trebuiau nimiciți. Trebuiau distruși. Și Iosua se afla acolo. Iisus Hristos am spus că mergea prin sate. În Marcu, în capitolul 16:15, Domnul Iisus Hristos ne spune la fiecare dintre noi. Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Și cine se va boteza, va fi mântuit. Și iată că eu sunt în toate zilele cu voi. Și cuvântul lucra și întărea cu semne și minuni. Slăvit să fie Domnul. Adică nu mergem singuri. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Al doilea lucru. Să faci... N-aveți ce... Ba, este ce-am spus. Să faci ce ți-a spus și ce... sau ce ți-a zis Dumnezeu. Adică să-ți duci misiunea până la capăt. Dacă Dumnezeu te trimite undeva, nu te trimite și stai. Te trimite să faci ceva. Dar eu dacă îs șef, patron, Daniel, păi dacă îi spune la unul, băi, el o parte asta, dar ce și du-o acolo? Păi să facă ceva ca ori să încarci o robă, nu să stai împroptit. Noi românii mai ne împroptim. Păi... Deci să lucrezi, să facă ceva. Dumnezeu, după ce i-o trimis, trebuie să faci ceva. Să-ți duci misiunea până la capăt. Noi, 120 de ani, alții spun 110 ani, mă rog, și-a dus misiunea, a avut o misiune de dus și-a propovăduit pe pământ. Câți oameni s-au bătut joc de el? Domnule ăsta, precis cum mai plăiat acolo, și crăpa pământul. O căldură extraordinară și ăsta își face corabie pe uscat, măcar dacă o făcea pe malul mării. 120 de ani să propovăduiască. Avea de dus o misiune la capăt. Dumnezeu l-a trimis acolo și trebuia să-și ducă misiunea la capăt. Moise avea să-și ducă o misiune. Și la un moment dat zice Moise, Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, noi nu mai plecăm. Și Dumnezeu a spus, Moise, trebuie să mergi să-ți duci misiunea la capăt și iată că eu voi fi cu voi și ziua și noaptea, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Am spus că Dumnezeu nu ne lasă niciodată singur. Nu te ia, te trimite și te lasă acolo la descurcă-te tu cum vrei. Sau duci tu misiunea până la capăt. Cum poți tu? Nu. Dumnezeu este cu noi, slăvit și glorificat să-i fie numele Lui. Iona, până la urmă, duce misiunea până la capăt. Că lui mai rău i-o părut de cu curbetii decât de poporul ăla. Mai rău i-o părut. Dar până la urmă duce misiunea pentru că Dumnezeu a fost cu el. Și a spus că Dumnezeu va fi cu noi în toate zilele. Saul, un om care Dumnezeu l-a uns și l-a pus împărat, n-a putut să-și ducă misiunea până la capăt. Doar câteva ore. Și n-a putut să mai aștepte. N-a putut să-și ducă misiunea până la capăt. Sunt și din ăștia. Pentru că aici e greu. Zice, Doamne, aici e cel mai greu. Cei mai mulți abandonează, merg unde-i trimite Dumnezeu și cei mai mulți abandonează când trebuie să-și ducă misiunea până la capăt. Ori o începi, ori o lasă la jumătate, dar numai nu o duce până la capăt. E greu. Adică mulți aici abandonează, că dau de greu. Dar Dumnezeu a spus că e cu noi, slăbit să-i fie numele Domnului. Domnul Iisus Hristos și-a dus misiunea până la capăt, dându-și viața pentru noi.
Și este acolo în Matei capitolul 27 și îmi place atât de mult 39-42 și este atât de frumos. Și spune o dată despre Ierusalim. Ce? Cum am vrut eu să vă strâng cum o strânge cloșca voi? Și numai nu vreți. Numai nu înțelegeți. Numai nu doriți mântuirea. Domnul Iisus Hristos, unde îl trimitea Dumnezeu, Duhului Dumnezeu acolo mergea. Și și-a dus misiunea până la capăt. A curs sânge nevinovat pentru mine și pentru noi, pentru fiecare. În El nu se găsește păcat, dar s-a făcut păcat pentru mine și pentru tine. Binecuvântat să fie numele Lui. Iosua încearcă și își ducă și să facă ce i-a spus Dumnezeu. Și Iosua spune că versetul 7 s-a suit din Gilgal, el și toți oamenii de război cu el și toți cei viteji. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale și nici unul din ei nu va putea să stea împotriva ta. A fost Dumnezeu cu Iosua aici, în misiunea asta a fost? Spune că mai mult s-a omorât Dumnezeu decât s-a omorât Iosua cu sabia. Slăviți să fie numele Domnului. Mai mult s-a omorât Dumnezeu. Pavel, în capitolul 2 din Timotei, spune în versetul 4, de la 7 la 8. În capitolul 4, 7-8, zice, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea. Unde m-a trimis Dumnezeu? Că și Pavel, după ce prima dată a fost Saul din Tars, și-a spus, marele apostol Pavel, l-a trimis Dumnezeu și-a spus, să vadă ce l-am luat ca vas. Ce va suferi din cauza mea? Pe unde l-a trimis Dumnezeu? N-a refuzat niciodată. Împroșcat cu pietre, plământ, aruncat, scuipat, bătut, a mers și și-a dus misiunea până la capăt și a zis, m-am luptat lupta cea bună. Dar acum mă așteaptă cu luna și tuturor celor ce vor dori și vor iubi venirea Domnului. Slăviți să fie. Al treilea lucru. Să dai maximul ce poți da. Adică să faci tot ce depinde de tine. Mă trimite Dumnezeu. Trebuie să-mi duc misiunea până la capăt. Dar trebuie să dau și eu tot ce depinde de mine. Și la un moment dat spune Iosua aici, Doamne, atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel, oprește-te soare asupra Gabaonului și tu luna asupra, asupra văii Ailonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașul lui. Iosua a zis, Doamne, cu alte cuvinte, vine seara, vine noaptea. S-o răscunde ăștia pântufișuri pe aici și nu i-o-i vide. Și-or scăpa. Doamne, te rog, fă să se oprească soarele și luna. Până ce mă răzbun pe vrăjmașii pe care mi-ai dat în mâna mea. În mâna mea. Și Domnul spune așa. Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. N-a mai fost nicio zi ca aceasta. Ca aceea. Nici înainte, nici după aceea. Când Domnul să fie ascultat glasul unui om. Căci Domnul lupta pentru Israel, slăvit să-i fie Domnul. Să pot să înduc misiunea până la capăt. Să pot să dau totul ce depinde de mine. O zis, Doamne, te rog, fă lucrul acesta. Oprească-să soarele și luna. Și s-a oprit. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Ca Domnul să se poată, prin Iosua, să se răzbune pe vrăjmaș. A dat totul. Totul a dat Iosua. Știți că o văduvă din Scriptură o dat maximul ce putea să dea? A avut doi bănuți, ultimii doi bănuți din viață. Și a dat maximul pentru Dumnezeu. Și i-a pus acolo. Maximul. Ce putea să dea Dumnezeu mai mult pentru noi? Ce a avut mai scump? A dat pentru noi, ca jertfă. Și Domnul Iisus Hristos, ce putea să dea mai mult decât să-și dea viața? Pentru fiecare dintre noi. Binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Amin. Mi-aduc aminte de Pavel și închei cu aceasta. Era Pavel în Butuci. Și mi-aduc aminte de o vorbă a fratelui Cornel Bărsan. Cine îl cunoaște de Moldova, zice, bă, zice, pe vremea lui
fostului regim în România, am vrut și mă duc în Cioslovacia și ne-o ținut la vamă tătă noapte. Bă, ziceam, cântat cât am cântat. Ne-a rugat. Dar la un moment dat, ziceam, reușit. Și am început să fluieră. Să fluierăm amândoi. Ce putea să facă Pavel cu Sila în Butuci? Ce mai poți să faci acolo? S-o ruga și o cânta lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a izbăvit. Adică a dat maximul pentru Dumnezeu. Ce putea să facă altceva decât să se roage și să cânte cântările Domnului? Binecuvântat să fie Domnul. Și Domnul i-a izbăvit. Și-a și mântuit pe Filip. Acum, sunt prietenii aici care n-au încheiat legământ cu Dumnezeu. Ridicați-o mână sus care sunt. Domnul și vă binecuvinteze. Ascultați ce vă spun. Te afli aici nu pentru că firea ar dori. Că nici firea mea. Și nici a nici nu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ți-a pus în inimă să vii aici. Și dacă te afli aici să faci ce ți-a zis Dumnezeu. Știi ce a zis Dumnezeu prin Apostolul Pavel? Omule, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Domnul să vă binecuvinteze. Și să dai maximul ce poți să dai. Știi ce poți să dai? Maximul. Să spui un da pentru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Să poți să ridici o mână și să zici, Doamne Iisuse, aici sunt. Așa cum uzi, cu păcatele mele, cum uzi eu, cu greutățile mele, vin și mă predau în brațul Tău. Și Tu să lucrezi în viața mea și în familia mea, binecuvântat să fie Domnul. Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Și să nu uitați, poate noi o să ne mai întâlnim. Dacă Domnul ne mai ajuta și vom veni pe aici, dar să vă încredeți în Domnul, să nu credeți că la voi întâmplării sunteți aici. Și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin.